Sunt ultimele ore de concurs aici pe malul lacului Isac, de lângă Uzlina din Delta Dunării. Iar noi am prins pe pescari în momentele în care încearcă să-și demonstreze maestria la această competiție de mare importanță pentru ei. Au avut noroc. Vremea a ținut cu ei pentru că au fost 23 de grade Celsius, iar apa, chiar dacă este ușor scăzută, le-a dus ștuca mai aproape de barcă. Organizare extraordinară, este un pas în față, față de multe concursuri și sperăm ca să-l avem și la anul și probabil aș dori să fie care de două ori pe an. Ce înseamnă pentru dumneavoastră pescuitul, viața de pescar? Este, nu pot să o definesc în cuvinte, face parte din a doua viață a mea. O satisfacție extraordinară, atât pescuitul de munte, cât și delta. Am îndrăgit delta extraordinară. Provocări, zilele acestea am văzut că apa e scăzută. Cum a fost? Știți cum e? Când cineva prinde un pește și altul prinde 5, înseamnă că celălalt este slab. Așa am fost eu în prima zi. Am prins un pește, am fost slab. Ieri am mers binișor, astăzi iarăși binișor, a fost extraordinar de bine. O grămadă de pește aici, o grămadă de ștuci. Cât a durat până le-ați prins? Povestiți-mi puțin așa. Am început de dimineață, de când a început mașa. Asta e a doua oră când venim la măsurat. Astăzi s-a prins bine și a dat drumul ștuca pe Isac. S-a mai curățit. Ce provocări ați avut? Eu știu, am văzut că e apa mai mică. Probleme din punctul ăsta de vedere sau totul bine? Da, a fost apă mică, murdară, vânt, mașa 1 și 2. Acum se stabilizează și începe să crească apă. Sperați la un loc pe podium? Din păcate nu. Prima zi a fost un pic cam... A surprins, știu că mică, pește mic și nu cred că avem șanse. Din Bistrița.
s-a desfășurat acest concurs până acum? Mercury Pike Challenge a fost de la început, anul acesta fiind ediția a doua, un concurs în care s-a dorit promovarea petrecerii timpului liber în natură. Țara noastră este foarte darnică cu un asemenea mod de a-ți, cu natura și cu toate celelalte lucruri care sunt conexe. Delta Dunării oferă o grămadă de posibilități ca să te relaxezi, să te încarci cu energie. Ce să vă spun, e un concurs în care totul se petrece conform legislației în vigoare, deci mai precis un concurs în sistem catch and release, disputat pe trei manșe, concursul începând la ora 8 și se încheie la ora 16. Peștii punctabili sunt numai știu ca peste 40 de centimetri. Eu sunt foarte încântat întrucât am văzut ca cei participanți și nu numai chiar s-au simțit bine, ceea ce este targetul nostru al organizatorilor și până la urmă trebuie să promovăm ce este românesc și ceea ce avem noi în speță Delta Dunării. Nu e nou, e de vreo 2 ani de zile. Prietenul nostru, Enotu, care de câte ori avem concurs, noi avem, acesta e punct fix al concursului, știe și iese ca să-i dăm de mâncare. La început era o familie aici, venea, cred că era mascul-femelă, veneau, se apropiau mult mai timizi, le aruncam mâncare, veneau mai aproape și după care anul ăsta apărut pe partea cealaltă. Ce mănâncă? Orice pește. Le-am aruncat pește viu, l-am mâncat, pâine, salam, ardei gras, astăzi am zis hai să-i arunc ardei gras să vedem cum face. Am mâncat și ardei gras. Sunt foarte, foarte prietenoși, dar bineînțeles nu te lasă să te apropii. Și asta nu arată că e sălbatic. L-ați botezat? Absolut, Vasile, sigur. Îmi pare bine că sunteți aici, mulțumesc la toți cei care au participat. Îmi pare foarte rău pentru cei care n-au putut ca să asiste la ceremonie. Sunt lucruri obiective de cele mai multe ori. Menționez de ce este frumos pescuitul. Pescuitul în aer liber, pescuitul în spirit de fair play. Am plăcerea ca să îl invit pe domnul Nicolae Cioban și pe Savo Oșoia, mare investigător al concursului Mercury Pike Challenge. Prima competiție la care participați, o competiție la care, iată, ați avut norocul sau, eu știu, inspirația să câștigați premiul cel mare. Cum vă simțiți după această competiție? Bineînțeles, extraordinar de fericiți. Încă nu ne-au trecut emoțiile. Încă nu pot să cred. Deci încă nu ne vine să credem. Da, nu ne vine să credem.
Nici n-am avut curaj să ne apropiem de barcă până acum câteva minute când am văzut clasamentul final oficial. Am înțeles că dumneavoastră ați fost norocoasă, ca să spun așa, cea care a reușit să adune cele mai multe exemplare punctabile. Da, într-adevăr, mi-a ieșit. Mi-a ieșit zilele astea chiar super ok și sunt foarte mândră de mine. Cum v-ați antrenat pentru această competiție? Bineînțeles că ne-am antrenat aproximativ pe aceleași zone cu câteva zile înainte, iar dacă tot vine vorba despre noroc, de fapt eu sunt cel mai norocos că am avut-o pe urși în barcă. Fără ea, cu siguranță, echipa noastră nu putea să câștige locul întâi. Câte șuci ați prins? În total? Am prins multe, dacă... Punctabile am prins astăzi 14, care, mă rog, câteva s-au eliminat, cele mai mici. Ieri 8, alaltă ieri 8. 11. De fapt 11.